Nu știu ce facem, băiatul. Mamă, că noroc are. Vai, Doamne, că noroc are. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare, my friend, eu sunt Flash și bine v-am găsit la un nou episod de Wingman pe Inferno alături de Oaspadre, omul cu care am picat random pentru că un joc solo, ok, my friend, și vreau să văd, pentru că în episodul anterior am prins chiar un om de treabă, vreau să văd dacă se poate de două ori la rând. Așa că am zis, hai să mai încerc un solo queue tot pe Inferno și să văd dacă tot la fel va decurge meciul, dacă nimeresc un coechipier de treabă cu care să câștig meciul, să jucăm amândoi, să nu știu ce. One pit. Al meu n-a vorbit până acum, m-a salutat sau ceva. Hey bro, o să fac eu primul pas, știți cum e? Nu? Nimic? Nu? No. Aparent s-ar putea să ne fi lovit ghinionul. My friends, vreau să vă reamintesc că am mutat live-urile pe Twitch, live-urile pe care le făceam seara de seara aici pe YouTube, acum le fac pe Twitch, așa că dacă vă distrați seara de seara alături de mine aici, vă aștept și acolo. Nu înseamnă că nu o să mai facem niciodată live-uri pe YouTube sau ceva, probabil că vă mai face ocazional, dar în principiu seara de seara acolo o să mă găsiți Twitch, iar Twitch este în descriere sau OneFlash cu 0, la fel ca și Instagram-ul. I-am dat un hit lui ăsta. Vă invit cu un follow atât pe Twitch cât și pe Insta și pe toate rețelele sociale, my friendos. Hai să vedem, avem două runde pe gaură. Do you have microphone, bro? No? We must move, da, asta zic și eu că we must move. We must talk a bit și must move, da. Dar și să vorbim cum ar veni, că comunicarea e cheia în jocul ăsta. Serios, comunicarea e cheia, eu așa am auzit. Totul... he's half HP. Mamă, dacă îl bătea pe ăsta mai rămânea 1v1 cu ăla, cu minus 52, era ceva. Și se pune pauză, aparent, de către echipa CT. Oare își bagă codurile? Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Și-au dat pauza, alta nu mai au, așa că... Nu pot să cred. Minus 68, mă, dar de ce nu intră și mie ca la codați prin perete? Ia uite cum a fost spray-ul ăla acolo, toate gloanțele într-un loc. Și am dat doar 3 hituri, minus 63 sau 68 sau cât era acolo, nici nu mai știu. În fine, hai să vedem ce face Vaspadre, care a rămas iarăși pe spate, stă numai în spate, stă așa slow. Noi suntem tero, trebuie să atacăm site-ul, să luăm site-ul, așa. Nu, se pare că cei de pe CT ne pușează pe noi, noi stăm să ne pușeze. Bro, you should push with me, you know? I understand that you don't have a microphone, but let's play together and win some rounds, you know? Push short, I push with you, I will flash over the house and let's go and win a round, please. Let's go. Come on. Bla, super greu, mă. Super greu, I think it's library. Or maybe long. De ce dai, mă, fake, mă? Ca să vină ăla și mai aproape de tine. Vai, de capul meu. Nu, e bine, ce se întâmplă aici? Am vrut eu să-mi testez norocul, mă. Am zis eu, bă... Nu pot să închid și eu CS-ul fericit după ce am avut un match bun. Mă trebuie eu să neapărat să mai încerc să mai dau încă un match. Că nu e bine. Cam... Doar un match care a fost bun. Trebuie să o stric eu după, să dau de un match de ăsta în care trollul e maxim, nu se joacă nimic și să încerc eu să îl ghidez pe al meu, să mă duc eu în față, să zic să vină pe mine, să așa, ca să mai rămână pe spate, dar tot eu să mor primul. În fine, hai să vedem, poate facem cumva să intre glonțul, habar n-am, să car eu match-ul, poate reușesc acum să câștig 3 runde. Și să ne mutăm pe City și să încerc să le câștig acolo, pe City. Habar nu am. Îți dăm un smoke. Ok, el și-a dat nade-ul, dar l-a dat din față de la library. Nice, last long. Ok, asta zic, mă. În sfârșit. În sfârșit s-a întâmplat ceva bun, mă. Da. Blana. Ok. I'll flash over the house and I will smoke long, bro. Mamă, dacă ai avea microfon ar fi genial, dar gen, am impresia că nici nu mă aud, adică asta e impresia pe care mi-o lasă omul, efectiv. Ok? Oh, da. One on site, one is pit. De ce ai făcut, mă, asta?
Mamă, de ce a făcut chestia asta? Vă rog să-mi spuneți. De ce a dat smoke-ul ăsta aici? Pentru ei. Vai de capul meu, deci nu pot să înțeleg ce joacă al meu. Doamne, iar mă joc 1 vs 3 wingman, nu pot să cred. Mă doare capul, mă. Doare capul. De ce dai smoke-ul ăla acolo, bă, tată, bă, să ne... Efectiv, ne-a blocat nouă intrarea pe A. Please, don't buy smoke again, bro. Mamă, și-a cumpărat iar smoke. Nu pot să cred. Doamne. What is this, bro? What is this? Ce Dumnezeu? What? Doamne ferește, dacă am văzut așa ceva, bă. Dacă am... He's inside, bro. He's small pit. What? De unde mi-a tras, mă, ăla? E sub el, mă. Păi, e plecat, bă. E plecat al meu. E pip... Vai. Ai, capul meu. Mamă, 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 ce meci, băi, te doare mintea, mi se pare ireal, mă, ce se întâmplă, mi se pare absolut ireal, vă jur că mi se pare ireal. Go pit, please, and hide in pit. Doamne, 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 uite-l unde se duce, mă. Nu, mă, că nu mai joc nimic, oricum, m-am enervat. Oricum n-am jucat nimic, adică n-ai ce să joci 1v3. E clară situația aici. Can you watch short, please? Dacă mă bate din spate, e clară treaba. Ce? Bă, bă, eu stai aici, mă. Long and short. Mă bate din short. M-am bătut ăsta din short, mă. Uitați-vă la al meu, mă. Bro, he killed me from short, you know? Nu mai zic nimic. Doamne, ce epic fail de match. Fiți atenți cum se pierde și runda asta. O să rămână cu 0 gloanțe. No bullets, bro. Nu știu ce face, mă, băiatul ăsta. Nu știu ce facem, mă, băiatul ăsta. Mamă, cât noroc are. Vai, doamne, cât noroc are. Vai, doamne, cât noroc are. Doamne, deci nu pot să cred. Nu-mi vine a crede. Doamne, doamne, doamne. Și eu ăsta cu 2 kill. Eu sunt prostul, deci... Uitați-vă ce a jucat... Ce a jucat el tot meciul. Ce a făcut. Ce chestii super stupide. Nu pot să le numesc altfel a făcut. Și tot eu ăsta prost cu 2 kill-uri. 2 copt am. Efectiv. Bravo, mă, oaspadre, mă, bă, ești forță rău de tot, forță mondială, mă. Asta zic, mă. Mi se pare super nasol că ăștia își dau și split și vin unul lung, unul short. Nu pot să mă bazez pe al meu că ține short, ați văzut și mai devreme. Ăsta care se băgase aici la nisip mic în dreapta, tot făcea strafe-uri și încerca să tragă mine. Și n-aveam efectiv ce să fac. Last house, boiler, short. Short. Superb. Ok. Bun. 3-7, băi, e posibil și să dăm comeback, mă, frându-s, să știți, e posibil, există o șansă acum, ara, depinde cât de focusați o jucăm, mă ofte că m-am enervat, sincer, m-am enervat și nu mai... Nu mai intra așa bine, hai să dăm un smoke pe lung, one is coming long. Nice. Hai că unul era lung. Era ăla aici. Aha. Mid. I-am dat damage la al meu. E bine că vede că arunc granadă și tot în față se duce către ea.
Hai să mă să-l dublez pe ăsta. Where? Mid? Am înțeles. Am înțeles. Bine, nu înțeleg de ce eu mă aștept ca el să vorbească cu mine, să-mi dea info. N-a vorbit tot meciul, de ce ar vorbi acum, să-mi dea info acum? În fine, hai să zic că avem FAMAS, abia scap de FAMAS-ul ăsta, dar nu știu cât de curând voi scăpa de el, de ăștia al meu moli. Mă bag eu în pit, o să dau moli în casă, să dacă se arde în casă, se pare că nu s-a ars, nice. Bă, ăsta face un kill pe rundă, a început să facă un kill pe rundă, ceea ce e genial. Dacă rămâne și în viață acum, de exemplu, e perfect. Și cred că l-am auzit pe ăsta, pe short. Da, aha, asta zic, guys, asta zic, pe cap, frumos, bun. Ținem tot FAMAS-ul? Nu îl ținem, hai că schimb și arma, că nu e ok. Dă-l încolo de FAMAS. Ok, a plecat moliu. Te rog, doar să nu mori acolo, bă. Mamă. Bun. Unde e? Al meu? Am înțeles, ok, stătea la perete. Dacă îl pușea din lung din spate, vai de capul meu, dar nu mai contează, nu, e ok, așa, e bine. Se pare că l-ajung la scor și m-am mai calmat, sincer, un pic, mă simt mai bine, m-am mai relaxat un pic când văd că e 6-7 scorul. Am uitat de moli. Mamă, nu e bine. Pushing short. O fi tot casă? Oh, da. Hai să vedem dacă vine pe lung. Nope. O să încerc să mă bag la graveyard. Așa că e cea mai bună idee, da? Mamă, că noroc, 7-7, bă, 7-7, guys, 7-7, l-am depășit pe Vaspadre la scor. Fai de capul meu. Deci dacă noi întoarcem meciul ăsta, nu, mă să sărbătoresc, serios, deci n-ai cum, e imposibil, efectiv imposibil, nu ai cum. Watch long, bro. Bă, uită-te, bă, lung, bă. House. Going back. Bravo. Asta zic. Da. Why you die, bro? Why don't you watch long, bro? I don't understand. Băi, deci nu se putea, mă, era un vis mult prea frumos ca meciul ăsta să se câștige, să joace el serios, să... Băi, era... Nu ai, mă, cum, mă. I-am dat un MP în loc de MP9, mă bate ăsta acum pe short, îmi dau moly singur, normal, mă, că m-am enervat. Normal. One short. Bravo că ești la ei în bază, mă. Bravo, mă, ești un creier, mă. Asta zic, un adevărat jucător. Uite-l, mă, unde al meu, în second mid, mă. În second mid, mă. House. Oh my god, măcar s-a făcut egalul, măcar nu s-a dus papa sâmbetei. Am dat și eu rank-up în global. Bine, la egal, nu știu ce rank-up. Totuși cam echilibrat meciul ăsta, dar, bă, s-a jucat execrabil pe T-side, bă, oribil. Și, bă, CT a făcut greșeli multe, mari, mamă. Vă reamintesc încă o dată, mai frumos, am mutat live-urile acelea pe care le făceam seara de seara aici pe YouTube, pe Twitch, așa că vă invit
OneFlash cu 0, la fel și pe Insta, OneFlash cu 0, băgați codul OneFlash pe PC Garage, adică fix numele canalului, și profitați de reducere la absolut orice comandă, scoteți-vă transportul sau poate măcar un Chico, o zi cât mai bună în continuare, meciuri mult mai bune decât ăsta și dați voi, vă urez, adică să dați de coechipieri care comunică și cu care vă puteți înțelege și să nu vă jucați 1 vs 3, știți ce zic? Eu a fost Flash, v-am pupat, pa!